Ce faci, spectatorul? Sunt Robert Baca. Iar asta sunt cuvântul scopii micuți pe cartierul nostru aici, pe X of Survival, pe Advanced Warfare, pe PS4, pe cartierul nostru, pe Gamescom. Așa. Deci, vă salut pe toți, dragii mei. Astăzi, cu dedicație, o să vă cânt. Împodobește, mamă, bradul de Crăciun. Ești bun, dar nu ești căutat. Așa. Sunt bun, dar rău. Deci, înainte să începem acest episod, deși l-am început deja, vă rugăm foarte rapid sau foarte încet să apărăm de la timp de voi. Puteți să-l știți motociți, puteți să-i faceți ce vreți mai să faceți ceva cu el, încât să arate acolo 10 degete în sus. Deci da, vrem și noi 10 like-uri pe toți. Chiar să dar o poveste mirocolantă, dar... Da, dar înainte să începem povestea, haideți să vă explicăm în ce constă video. Adică game, video să conste, nu mai multe, așa. Deci, gameplay-ul este, trebuie să omorâm toți nebunii ăștia, mai multe de astea care vin pe aici. Și după ce omorâm, e ca un fel de Black Ops 2 zombie. O să, după ce omorâm pe ăștia care sunt aici, o să termine o rundă. După începe altă rundă, vin alții și din ce în ce mai greu, după o să vină și drone și roboți și mai multe. Ce fel, sunt dead, chestii noastre. Și noi avem acum de când mapa asta, asta e prima mapă de început. După ce facem 75 de runde, deci este obligatoriu să facem 75 de runde. Nu, stai să explic eu ca e fața cu mapa. Sunt 4 mape sau, de, sau 5 mape de anumit tier. Tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Și tier 1 trebuie să facem 75 de runde ca să deblocăm tier 2. Și trebuie să facem alt anumit număr de runde ca să deblocăm tier 3. Și tot așa. Da. Deci cam în asta constă. Noi acum o să vorbim un lucru destul de interesant. Dar o să și jucăm. Da. Acum puteți să fiți atenți și la gameplay și la ce vorbim. Înainte să vă anunțăm că, de fapt, cred că deja vedeți voi cum arată la pe YouTube câte minute are video, dar cred că o să fie de pe 3 de minute. O să fie pe poli. A, sau da, chiar că îl fac. Ai zis că nu, de fapt, na, dacă nu ești o cale cum să-l tai, treaba ta. Hai să începem să discutăm subiectul mirobolant. Deci. Deci cred că ați văzut și în titlu. Subiectul mirobolant se numește cum l-am cunoscut pe Vlad, adică cum a cunoscut Robert pe mine. Pentru că n-a este canalul lui și el a pus Robert, Robert, doamne, el a pus titlul ca și cum ar fi cunoscut el pe mine. Da. Deci, da. Deci... Dacă deja am vine să râd. Da, și eu. Deci, mi-am că era ceva de genul, era răcită vremea aia și vreau să mă, era pe vremea, eram dependent de FIFA, deci vreau FIFA, nici măcar nu aveam joc cu FIFA. Hai, vedeți cu calat, ce poți zis? Na, eu i-am zis din start, bă, stai cu calat. Că eram cu mai mulți prieteni, știți voi, da. Cornel, Cercel, cuii mei, prin prima putere. Da, și tot, vreau să dau FIFA în România, să văd român care făceau FIFA. Și am găsit pe pic ăsta și pe tiraia. Bă, tiranianul gaming, frate, făcea ma, și pe... cel mai tare YouTuber și cel mai gras, în același timp. Și făcea și pe Xbox. Mă, am văzut, e bine că e mă tăi gata. Mă ridic din pătuțul meu acolo răcit și dau frate. Bă, am conectat un Intel, scuze că te întreb, dar am conectat un Intel de mi-a dat 300 de... Da, e obiectiv bonus ăsta. Trebuie să faci ca, dacă nu faci, să avem dezavantaj. Așa. Da. Continuăm. Și eram și facea, mi-a dat pe după o zi, două, a dat mamă, mi-a dat ceva, mă, nebunit, un roman pe mine. Mamă, plângea Robert de fericire. Deci că pe vremea aia nu trebuie să nici un român, dar nici un român prieten pe Facebook. Și... Facem, am găsit pe game-ul român ăștia, cu Agin, Queen, Justinio, nici măcar nu știu Justinio, adică nici măcar nu mă uitam la video-ul lui pe vremea aia. Și
Robert era nebunit, a zis, mama, al și eu canal de YouTube, mă promovez cu tirania 500 de milioane de abonați. Instant. Da, și vezi că nu am lăsat de YouTube, adică făceam sau față și gata, am zis. Da, nu mai video de minus 2 like-uri, da. Da, și după aceea am venit cu ăsta, Witless Ginger. M-a dat pe impact și a spus, bă, îmi trebuie să fie primară român, chestii în asta. Bă, da, ce la mine, că m-am spus să fie română, nu și am dat așa și după aceea am cu cine asta de vorbă. Cu gamer român, bă, ești sandu. Mamă, era cel mai, bă, deci, cred că acel gamer tag, gamer român, pe el îl chema Octavian Sandu, dar el și-a pus gamer român. Adică era atât de profesionist la toate jocurile. Mamă, ne dădea clasă, bă, băiatul ăla, ce mai e? Da, nu îmi pare acum așa. Așa. Bă, vino să mă salvezi, să dai bai. Da, mă. Și pe aceea, am tot de vorbă cu gamer român. Bă, haide că să vii să mă ajut sau nu. A, tu ai căzut, stai nu. Grața voi. Da. După aceea, ăsta, am stat de vorbă cu Gimul de Român. Mă, deci vreau să spun că mi-a spus așa. Mă, lasă-mă la mine, mă, hai mă, nu stau ultima cu ce ori la mine, prieteni aici, români, mai așa, fix așa a zis. Atunci, după aceea mi-a făcut cunoștință cu Cornet, cu ăștia, Gianni, pentru că era pe vremea când îi băteam la timp de mine, și spunea, bă, uite pe Gianni, nu o să-l bați, și dacă fac un clipă cu el, nu ne bați, frate, deci chiar nu. Apropo, Gianni era un copil cam de minus 7-8 ani, care, nu știu, cei care a jucat GTA cu siguranță știți, pe minigun, pe ultima armă care o deblochezi la level 120 repede. Pe aia n-ai auto-i, în rest poți să ai pe toate armele. Și noi l-am păcărit pe copilașul ăla că dacă ajunge la level 1000, adică rank maxim din GTA 5, poți să aibă auto-aim până și pe arma aia. Și l-am mechanic și băi, stătea ăla și făcea misiuni toată ziua, nu mai făcea temele. Rămânea cu origen la școală, se juca GTA în continuu. Da, și după aceea era noapte. Și a venit ăsta corne, a zis că și părea de treabă face băiatul ăsta. Chiar era de treabă, era de la amuzament, alea. Și vreau să dau pe lângă el, să mă dau așa mare, să arăt că se șumete. Și după aceea a ieșit Cornel și după aceea a plăsit pe ăsta pe lista de prieteni în mâna. Pe la un game cu al lui Cornel. Ion Rivaldo, 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 deci băiatul vreau să vă zic că era un om cultivat, frate, avea date în 50 de mastere, vorbea englezește, chinezește, japonezește, germanește, toate le vorbea, frate, era omul foarte bun. Albert Einstein 2, așa e. Așa, ce zi, Robert? Da, după aceea erai tu, da, dă-mi bani, da, mă nimeni. Stai cu limpi și salvezi. Da, Alina. Da, și pe aceea erai tu și pe aceea erai tu pramă. Păi tine era puțină, era din urmă, era moarte. Era moarte cu lume cu tot pramă. Și pe aceea ai spus tu, am spus, bă, băieți, vă rog, eu pot să încep și eu cu voi cu tot pramă și uitam așa că... Ne-am zis nu! Nu, a spus Ion Rivaldo, dar a pus și tu erai ceva de genul... Zicea, a, Robert, nici nu cunoștea, deci Ion Rivaldo tipul ăsta nu cunoștea pe Robert, dar zicea, Robert, iubițelul meu! Ceva de genul. Da, cam așa era băiatul. Și facea... Nu știi, din video. Bine, probabil încă se mai uite și la video ăsta, nu știu, ar fi ciudat încă se mai uite și în abonat. Deci Ion, dacă te uiți la video ăsta, te salut, frate. Da, mă. Ne vedem pe live, pe Xbox. Ia-ți PS4. Da, că o să-și ia. Mă, facea ăsta, ia ce la dog tag, repede, ia ce la dog tag, nu! Eu nu vreau să avem dezavantaj. Zi-mă în continuare, așa, și? Da, mă, și
faceai, ai început o să ai ieșit. Pur și simplu ai ieșit. Am ieșit? Stai așa că n-am ce-i zic. Da, ai ieșit. Deci pur și simplu am spus o stătă, n-am ce-i spus de zi. Și face asta de vorbă cu motoarea zic cu Ion Rivaldo. Mamă, frate, deci... Așa, bă, da, auzi, dacă mă pot, dacă pot să mă zic bine cu chicheta, cu ramul, dacă pot să mă pe din tot sufletul, așa am zis. Și face aia, ok, da, mă, te-ai zis, nu-i bună, mă, las cu tăi, zi, 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 Pacea, am stat cu primărul, cu Gianni, cu tu, ai venit și tu după aceea. Cu tu, așa, am stat cu tu, am mai stat și cu eu, am mai stat și cu, ue, cu tu, cu eu am stat. Da. Așa. Și... Pacea a stat în party și era cu Caterinca acolo, vai de mine, deja muream de râns cu voi. Și tot așa, am continuat cu Misi și David. Dă-i să înceapă, că am băgat eu Evie. Da. Tot așa a venit și David. Ăla, moldovan. Moldovan. Da. Și pacea cu timpul, cu timpul așa era în cele din prime secunde, dar mai mult eram prieten cu ăsta, cu Misi, cu Dimon și cu Corni. Eram prieten foarte bun. Da. Ce mai? După aceea, noi în era de bunit cu David și cu chestii din astea și face acolo Dead Island. Pe vremea ei era când îți de Dead Island. Da, ne zicam noi Dead Island, mamă, dar ce vremuri au. Mă învăța la totul. E mai mult de zicat cu Dead Island, nu aș vrea să zic că sunt împotriva zombilor. Mi-era frică, îl chemam ca pe un frate mai mare, ziceam, Davide, vino să mă ajut, că mi-e frică să joc singur. Bă, și pacea a venit așa ușor, eram apropiați. Pacea a venit momentul. Te-a apucat pe tine chestii de pe console. Și-a spus, bă. Nu era așa. Lași că nu era așa, lasă-mă să explic eu, că poate nu mai știu minte bine, ați un memo plus, că văd că nu mai știu minte bine. Deci, Robert stătea pe atunci cu Iulian, cu Andreea. A, da, mai avem unul de asta care stăteam cu ei. Și... Pe atunci nu mai intra pe Xbox. Eu stăteam decât cu David. Și, bă, eram într-o zi, mă jucam cu ăsta, cu... nu eram eu foarte apropiat cu Robert. De, zica, prietenie. Și faceteam o să prietenie pe Xbox 2. Și erai nu. Nu, eram cu gamer român, îți luase cel Black Ops 2 no, și eram cu el pe no, Black Ops 2. Nu, era așa, el își luase după Black Ops 2 și era mai târziu el. Ah, nu eram cu el pe Black Ops 2, mă, jucam decât eu singur, eram cu el în party, pardon. Da. Am avut impresia că eram și cu el pe Black Ops 2, dar nu, el juca un alt joc și eu jucam un alt joc. Eu jucam Black Ops 2 și el juca altceva. Bă, și eram cu el în party și intru cu... Și, nu că intru în party, dar nu știu. Dacă ți-am dat invite în party sau mai trimis un mesaj, nu poate, ți-am dat... Da, că tu ești Black Ops 2 și tu ești pe Black Ops 2 atunci... Nu, mi-ai trimis un mesaj pe Xbox Live și mi-ai zis, Vlad, mi-a luat placă de captură. Nu, văd eu acolo. Nu era așa. Nu era pe prima cu placa de captură când i-a jucat lui. Nu, era așa ceva de... Întâi, nu, spune, așa e povestea. Deci, și pe aceea ți-a dat Black Ops 2, te-a apucat și te-a o grămadă cu David. Și pe aceea am văzut pe tine, aaa, te joci cu Black Ops 2. Și eu nu prea mă jucam pe vremea aia Black Ops 2, mă cam prin PCBM și am finit și măcar să dau prestigiu. Progresionist pe vremea. Sunt vremuri. Da. Și pe aceea, am zis și eu, da, mă, să mă bag și cu tine. Aveai, nu mai te-ai așa de așa zis să-mi stau și cu Black Ops 2 să-ți dau și eu o lecție, să mai învăț. Că ești cu tine. Da, uite, da, așa, adevărat. Hai, zic. Da. După aceea, a durat timpul când am venit apropiați, eram ceva gen, am venit cea mai apropiați amândoi. Ne jucam foarte mult Black Ops 2, ne plăcea jocul. Și pentru mine erau pe cei mai mulți să joc Black Ops 2. După aceea a venit momentul și a trimis mesaj. Vlade, mi-am luat placa de captură. I-a trimis mesaj așa. Și după aceea, ne-au luat toți. Nu, stai, fii atent să zic care a fost reacția mea. M-ai trimis tu după 3 luni mesaj. Uite, bă, are înviat Robert. A fost la scot din pușcărie, cine știe ce a făcut, ne întrebam cu toții, ce n-ai, unde n-ai, ești, ce n-ai, faci, că nu mai intrai deloc pe aici.
Atunci eu nu cred că aveam site-ul tot. Nu, nu aveam nici pe Facebook, în fine, și-mi dai primul site și ia mă, ce mai va vrea mă ăsta de la mine? Ce vrea mă copilul ăsta de la mine? Mi-a luat placul de cap. Bravo, îi dau invite în pace? Da, a, salut, bravo, să stăpânească la toți. Ia, yeah, hai, dă-l ăla. Hai, spune, continuă. După nu mai știu cum a fost. De la cap, de cap, până am băgat să fiu un episod de la de Black Ops 2. Nu, de, nu, de, întâi am băgat de GTA 5. Nu e adevărat, nu mai ții, deci ții minte exact. Un episod de Black Ops 2. Da, ăla a fost primul, dar mai știa la început de tot. Când ăsta, am văzut tot să fim un episod de GTA 5, că era ziua mea și... Nu am filmat audio-ul, se, a filmat audio, se pare că mergea editorul cu vremea aia. Vino do, vino repetitor. Si, apa aceea, am luat primul episod de ziua mea, era Game Room, Power Room, chiar nu-mi Power Room, de fapt. Asta. Pa aceea, asta a fost povestea, că m-așa ne-a născut, a fost ciudată povestea. A, da, și după am început să filmăm mai mult și mai mult și mai mult și mai mult și... Na, am făcut... Ăștia, chiar, nu știu, am văzut canalul, era, deși era un canal mic, avea atunci cu 80 de abonați. Da. Bă, am zis, hai frate, să mă implic și eu și hai să-l ajut și eu pe Robert, să-l ajut cât de mult pot eu și să, na, să încercăm să creștem canalul. Bă, și am zis, hai mă, să-l ajut. Făcusem, veneam cu tot felul de idei care multe chiar ne-au și ajutat. De exemplu, și baza cu Dreamhack-ul, care e cel mai popular video de pe canal la momentul ăsta, are un 1000 ceva de vizualizări. Și faza aia a fost tot ideea mea, a zis, bă, dacă tot e asta, hai să... Na. Bine, ai început să faci cu vorba cu Pisteta, dar la început m-am gândit eu. Bă, la chiar, să faci un vlog cu Dreamhack. La început, încă nu mă gândeam. Oricum, dacă ne-am pus amândoi ideile la comun, a ieșit ceva foarte mult, știi? Și am ajuns ce este noi astăzi. Da, și așa am ajuns noi și prima. Bă, și acum vreau să, acum, ce zici, să povestim o noi din astea amuzante? Da, hai. Da, deci cam asta. Hai să zicem că închei aici, prima parte. Da, mai sunt. Să poate e noi outro, chiar dacă e prima parte. Da, lasă. Bine, în fine, hai. Deci, momente amuzante. Prin da. Unul ar fi... Da, da, oricum, dar să vă spun o chestie despre chestia asta cu amândoi. Noi de fapt ne-am apropiat, nu din chestia asta cu faza de placa de carte, noi de fapt ne-am apropiat cu faza cu Black Ops 2. Dar în dat, te cam să lasă mai stai cu David, tu. Da, mă, să stau și cu David. Dar sta cu, stătea cu cocalarul ăla de Andrei Pădureanu, frate, ăla care era achievement hunter, frate, și punea pe Facebook că e achievement hunter, ci că Facebook, meserie, lucrează la achievement hunter, este partener achievement hunter, pui mei, era obsedat copilul ăla. Da, mă. Și era cocalar de la, avea la poza de Facebook și Thailand și de aur. Da, deci noi, de fapt, ne-am cunoscut prin Black Ops, ne-am pierdut mai bine prin Black Ops 2, nu prin chestia cu YouTube-ul. Și prin David, în timp. Da. Bine, în afară de faza cu Piranianu, fiindcă noi ne cunoșteam dinainte să... Ne cunoșteam, dar noi eram prieteni, fiindcă ăsta e adevărul, noi eram deloc prieteni. Până atunci, faza cu Black Ops 2. Era ceva genul, hai, așa, un fel de fizic secundară. Era genul, îl cunoșteam. Da, o cunoșteam. Trăiască, știe să nu... Da, bă, da, povestim faza cu David. Faza cu David. Bă, vezi că-s mea. Nu, aia și mai puternică. Vezi dacă poți să ajungi. Da, da. Nu știu, n-am mai niciodată, nu știu, îmi pierd armele. Nu, îți pierd nimic. Hai, 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 4 secunde. Da, mai bine nu mă tine să-ți dau riba, mai bine eu mor. Că sunt doar 4. Așa, hai să continuăm, deci nu mai știu. Mă, dar hai să povestim faza cu ochiloțarul, mai știi? Nu.
Deci, stai că îți reamintesc eu. Era o zi în care ne-am cam plictis de GTA. Și era singurul joc care jucam. Și te-a apucat cu pe minte, dus la magazin de haine. Ce te faci în Sigur cu Adidas și cu toate alea? Aoleo! Da! Da! Vai! Da, mă! Da, m-am pucusem... Eram... Toți cu cămașă și puii mei, nu știu, eram vai de viață. Da. Ei, și facea, eram cu fânii, cu Dimon, și facea ne bătea și-o de chiloțară, ce faci domnul chiloțară, și facea cu tatuaje, cu șa, că nu ai atrasă prin da, spate. Bă, zici, țiganul. O să, trebuie să refac costumul, să fac un spin și poate. Am apucat asta, arma la maxim. Eu am dat armura. Trebuie sa-mi fac si armura acum. Hai. Da, ca mai spuneam si eu, cu faza e amuzante acum. Da. Deci asta e una, cu faza cu chiloțarul. Care nu m-aș spune acum. A, da, si aveam un obicei de fiecare dată când cineva facea level 100. Ne luam pe rând, frate, faceam si o petrecere de level 100. Ce copii eram atunci. Petrecere de level 100. Ne duceam într-un loc de pe toată harta aia, open world ăla din GTA 5. Ne duceam pe trecerile, bă. Era, vai, era cu fast, frate. Zici că era secolul 9, cu bigudiuri în cap. Pui mei. Bă, dar era funny rău. Și la un moment dat, simte că apăruseră un DLC cu artificii. De fapt, nu artificii, da. Nu, ăsta cu artificii a apărut acum, de ce? Dar, nu mai știu, apăruse un DLC de ăsta, fa special. Bă, și eram entuziasmat să ne facem chestiile aia din DLC, să ne punem acolo, să ne explodăm, să vai de viața noastră. Făceam cică artificii, puneam ce parte să ne explodam. La alea erau artificii. Bine, că ce-am ajuns acum GTA-ul e un lucru destul de mare, că n-ai chiar ai artificii, da. Bine, erau, că erau 4 milioane. Da, mă, că v-a să chemă ăla, Wobber, nu mai te-a lăsat nici pe ce. Aolo, cât sunt Robert, dacă mori iară. Bă, stai că vreau să bag Wolverine, stai într-un da. Ce faze mai sunt? Nu, sunt multe, sunt multe, sunt multe, sunt multe, sunt multe, sunt programadă. Sau decât așa să facem gen, să zicem, la 300 de abonați, poate, un video special în care să editeze Robert toate fazele amuzante care s-au întâmplat de-a lui Wiki. Aolo! Da, frate. Cine a făcut la asta? A, n-a făcut asta. Așa. Da, a, trebuie să lăsăm să treacă timpul și după... Băi, eu mai am bani, Granu, rostesc eu să nu-i rostesc de fapt, dar... Mi-a rămas și prea mulți așa. Ești pe unde, mama? Ha? Ha? S-a sunat și s-a stagă la aia. God. Este boss. Bă, am nevoie de muniție, de unde îmi dau refill? Acolo cu muniția, cu armele, cu armele. Când îmi dau refill, mă moare. Aoleu. Aoleu, mor. Aoleu, lag. Cine ai bă? Nu e lag. N-am timp. Mor. Nu am uite deloc. Bă, mă, unu' pe brazul. Hai. Fugi. Stai să mă duc.
Hai, bă, trebuie să le zică. Gata, are muniție. Friendly UAV above. Hai, mai discutăm, ok, oricum nu prea avem ce să vorbim, adică, na, da. V-ați prins și voi care-i fază, e gen zombie, nu mai știu să vin oameni, poate. Și mai vin chestii speciale. Hai, mai discutăm, hai să vorbim despre o fază care a discutat-o și Bobo Spider, chiar în vlogul ăsta, nu mă rog, nu mă rog, nu mă rog, deci, faza cu youtuberii mici. Hai, scuze, youtuberii. Da. Când au refuse, așa am dat asta. După cum a zis și Bobo Spider. M-am augredat și eu. Așa. După cum a zis și Bobo Spider, faza cu YouTube-ul meu. L-a întrebat unul, un fan pe Bobo Spider. Crezi că youtuberii mici care fac gameplay-uri au șanse să devină mari pe YouTube și chestii de astea și... Să ajungă unde ajungi și tu și alți mari youtuberi din Rafael, etc. Și Bobo Spider a răspuns clar da. Numai că le trebuie talent, calitate și ei pot să ajungă, chiar au mai multe șanse să ajungă mai mari decât noi, fiindcă ne au pe noi ca exemplu. A zis că noi ne putem inspira de la unii ca el, ca Rafael, ca Blader, ca furii mei, tot ăștia mari de YouTube. Și asta e chestia care ne-a spus mult în urmă. Îi avem pe ei ca exemplu. Și motivează pe noi să ajungem ca ei. Da, și nu, dar putem să vedem, de exemplu, cum a zis și el. Bă, uite, ăsta a făcut așa, ăsta și-a luat într-o stând de la, ăsta a pus nu știu ce tagă, ăsta a făcut video cu nu știu ce. Adică, băi, poate merge, poate nu merge, pui mei. Minecraft-ul e mi se pare un puțin ciudat cum se simțează în România. Faza cu Minecraft-ul e că e fan așa să-l joci. A zis că am pus noi un episod și nu o să mai continuăm chiar de curând, o să mai continuăm așa ocazional, gen o dată pe lună, o dată la două luni, vedem. Da. Gen va fi o serie care va apărea foarte rar. Gen așa, ocazional, gen, m-am fost de mult pe la aia, gen... Na. Poate de Crăciun? De anul nou, poate mai facem un video sau... În 2015, sau vedem noi. Da. Dar vreau să spun că e ca și dată faza. Că m-am apucat de YouTube. Era diferită chestia asta. Stai, putem la hardpoint, acolo unde sunt diferit, repede. Aoleu, acum trebuie să dau defend la ăla. Cum adică, dacă nu dau pierd sau... Nu pierd, primești un dezavantaj. De exemplu, primești un sistem hack. Dezavantaj. Oh. Măcar un sistem. Se usă câini. Și realist, Jezuc, se usă câini. Da, dar oricum. Dar aș vrea să spun ceva. Ce părere ai de jocul ăsta? Că nu mai ai viață, te dai cu jos. Să decât un. Urcat, uite, de exemplu, te-ai dat jos, urc eu. Păi gata, s-a terminat. Ah. Deja devine greu și cam asta a fost faza și cu youtuberi mici și cum ne-am cunoscut. Ceva faze fain, de fapt aia cu filosara, aia, da, a fost, cred că cea mai amuzată. Va rămâne. Dar acum începem să ne concentrăm și pe joc. Devine greu, e runda 16. Urca pot să trimite. Aoleu, dar ce fac cu lagul ăsta? Avem pingurile bune, numai că e de la... E un fangul. Ok. Auzi, nu, ce tehnic ai? 5. Perfect, deci nu ți-e pierdut la ceva. Pentru munițe, pentru asta care nu poate să fie doar aia. Deci ar putea... Trebuie să nu mor, dar să-l fac pe asta. A
că mai observ și eu. Aaaa, ce am tras mai mult. Bine, Robert. Așa jucăm?